Astasi, 1° dicembre, urare sincera la Mulțean, Romania. Covid ieri, i numeri 16.377 de nou cazuri cu 672 de decese. 12,5 raport este între test și pozitive. Pentru prima dată, după 4 zile, crește numărul de pacienti internati în spital. În total sunt 308. În schimb, terapie intensive scade. Silvio Brusaferro, doctor italian, a spus: epidemia ne va însoți încă un an e jumătate. Vorbim de regioni: Emilia-Romagna cu 2041, Veneto 2003, Lombardia 1929. Prima dată, Lombardia nu e mai este în primul loc, dar scade foarte mult numărul de contagi și in Milano e regione sa. Campania 1626 și Piemonte 1185. Inca polemica intro taxa suplimentare sub apartament. Partitul Democratico trage directa supra patrimoniale. O parte di maggioritate si pronuncia impotriva a introducere una patrimoniale. Propus de deputato Matteo Orfini și el spune, de fapt, retragerea amendamentul nici măcar pentru un vis, dar nu se spune neanche per sogno. Chiar a găsit cum se rezolve problemele în Italia, se pune mai mult taxe la italieni, că chiar nu sunt, asta situație nu l-a văzut prea bine, și pentru că suntem de Crăciun ciudat, că nu se poate să face nimic. Ce spune ziar din Italia împotriva guvernului? Se numește Il Giornale. In 15 zile există o lovitură patrimoniale, real sosește deja pentru că e IMU. În timp ce politica discute despre taxa suplimentare, singura certitudine este că termen limite în 16 decembrie pentru cea a doua tranșă de IMU. Nici există la orizont în ciuda Parlamentului. Se va plăti cine știe cu ce banii.